Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrachi mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre un efect al carnitinei pe care nu știți, este cu tot o altă mâncare de pește. Și nu întâmplător zic chestia asta pentru că are legătură cu peștele. Dar până să ajungem acolo vreau să vă recomand Boom. Este un produs de la Jim Beam nou apărut pe site, făcut în colaborare cu ei, extrem de eficient, de echilibrat, un la gust și la prețul corect. Costă doar 81 de lei dacă folosiți codul meu de reducere, Marius5. Acum vreau să discutăm despre carnitină și despre efectul nedorit pe care îl are. Probabil și voi ați luat carnitină, probabil știți pe cineva care a luat carnitină, a fost și este în continuare unul dintre cele mai folosite produse pentru slăbit. Nu este nici pe departe la fel de eficient pe cât se presupune. Există un mecanism prin care duce acizii grași către a fi metabolizat și făcând chestia asta, teoretic ar trebui să te ajute cu arderea grăsimilor mai rapidă, dar în realitate efectele sunt minime spre deloc. Totuși este extrem de popular pentru că oamenii au nevoie, mai ales când vine vorba de slăbire, de soluții rapide, rezolvabile la modul ăsta, ca mănușa lui Thanos. Dar asta e un subiect pentru alt vlog unde o să vă arăt exact ce se caută pe YouTube când vine vorba de slăbire. Inițial, când am auzit prima dată, am crezut că nu are nicio legătură, am crezut că n-are cum. Discutăm acum o anecdotă. Este vorba de un prieten care a semnalat la un moment dat mirosul ăsta. Oamenii nu au mai putut să-l țină lângă ei. Real, l-au dat afară din casă. Băi, du-te, spală-te, rezolvă problema că nu se poate sta. Era vorba de un apartament, nu știu, cred că avea vreo 200 de metri pătrați. Nu se mai putea sta cu el acolo. Sincer, nici până în ziua de azi nu știu cum au făcut ei corelația între consumul de carnitină și mirosul ăla. Deci un miros mult mai exagerat decât mirosul de transpirat. Orice miros pe care l-ați întâlnit până acum provenind de la un om nu este atât de puternic ca mirosul despre care este vorba. Să vă spun cum funcționează. Identifici mirosul de pește putrezit. Nu știi de unde vine. Nu ai pește în casă, n-a murit niciun pește, n-ai pește în buzunar și de ce un mister? De unde provine? Mă îndrept cu persoana respectivă prin cartier, pe stradă și mirosul persistă, dar explicația acum este că mirosea de afară și geam deschis miroase și în casă. După care ne urcăm într-un autobuz și miroase și acolo. Zic, wow, incredibil. Cum și de ce se întâmplă chestia asta? E atât de puternic mirosul încât mi-a rămas în nări. Nu mai scap de el, nu știu ce să mai fac. Și totuși oamenii deschideau geamurile și se mutau din zona în care ne aflam către altă zonă. Și spuneai cumva problema, băi, e de la noi? Dar nu, m-am gândit că e din cartier și autobuzul tot prin cartier pe acolo a intrat aerul cu pește și nu mai pleacă. O să dureze ceva până iese. Coborâm, ne facem treaba, în continuare mirosul în nări. Ne plimbăm, cred că vreo 2 ore, ne-am plimbat mirosul în nări, zic, incredibil ce miros puternic, da? Na, chiar în filozofie există ceva ce se numește red herring, este un argument irațional unde tu adresezi ceva și cineva îți deviază atenția. De ce se numește red herring? Pentru că miroase atât de puternic încât cu peștele ăsta roșu reușeai să păcălești câinii de urmărire cu care te duci să vânezi. Ca să nu-ți mai prindă urma, ai păcăleai cu peștele ăsta. Așa și aici. Ne facem treaba, terminăm plimbarea și ne urcăm înapoi în transportul în comun să ne întoarcem la reședință, timp în care realizez că suntem cei mai ghinioniști oameni din lume pentru că am luat același autobuz cu care am venit, același miros, aceleași geamuri deschise, aceiași oameni care se fereau de miros, nu știam ce să mai facem și atunci am realizat, băi, nu cumva noi suntem problema? Abia atunci, deși fuseseră 1 milion de semne, dar pentru că e ceva ce nu ai mai întâlnit, nu ai cum să faci referință la ceva din trecut, pentru că nu ți s-a mai întâmplat, ce concluzie poți să tragi? Deci credeți-mă, oameni buni, că e atât de puternic încât să dea oamenii afară din mașină. Și am căutat El Carnitine Foul Smell, Bad Smell, nu știu ce. Și bineînțeles că secunda în care cauți, găsești în enciclopedia asta ce înseamnă Google, toate opiniile altor oameni și feedback-ul lor. Și evident că există așa ceva. Sunt și studii. El Carnitine Treatment and Fish Odor Syndrome, an Unweighted Adverse Effect. Adică effect. Se știe chestia asta, doar că nu a ajuns informația asta și la urechile noastre. Am folosit carnitina, cred că din 2004 și în prezent mai folosesc, dar sub formă de pastile și nu am avut eu personal problema asta. Acum în review-ul ăsta la care mă uit, se pare că e vorba de excesul de carnitină. Eu concluzionasem la vremea respectivă că e vorba de carnitina lichidă, dar ar avea sens pentru că e foarte concentrată. Carnitina lichidă, nu mai țin minte, are câteva grame de carnitină per păhărel și tu în momentul în care vrei să forțezi, iei mai multe păhărele pe zi, mai e și bună la gust. Cred că ăsta e motivul pentru care majoritatea folosesc carnitină în exces și se pare că există un exces, dar nu faceți așa ceva și spuneți-le și altora. Pentru că riscați să fiți voi sau să fiți în casă cu o persoană și fie că sunteți voi, fie că e altă persoană, dacă e la voi în casă, e problema tuturor, credeți-mă. Poate fi chiar problema de pe palier, problema din lift, nici nu mai vorbesc. Poate fi și problema de la școală. Acum, și asta poate fi o strategie dacă vreți să chiuliți, dacă vreți să nu vă mai duceți la muncă. Exagerați cu consumul de carnitină și probabil este o problemă rezolvată.
Cam asta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit educativ, instructiv. Iar dacă da, vă aștept să dați un like, un coment, un share, un subscribe, să activați notificările, să mă urmăriți și pe TikTok și pe Instagram. Pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile de la Gym Beam, vă recomand să folosiți codul meu de reducere Marius5, aveți link-uri în descriere cu toate recomandările mele. Vă mai recomand și abonamentul SAIS, care cu doar 127 de lei pe lună, redus de la 149 de lei dacă folosiți codul de reducere Marius25, aveți acces la peste 375 de săli din toată țara. Aveți link în descrierea de mai jos, dar puteți accesa și aplicația din App Store sau din Play Store, se numește SAIS, iar acolo veți vedea pe hartă dacă în zona în care vă aflați sau în zona în care călătoriți există săli partenere. Dacă da, luați în calcul acest tip de abonament pentru că este avantajos pentru voi. Dacă nu, mai așteptați pentru că se adaugă constant noi colaboratori. Din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Baftă!